În Republica Moldova, doar 11% din teritoriu este acoperit cu păduri. Asta chiar dacă necesarul e de cel puțin 30%. Doar că fondul forestier, și așa sărac în comparație cu alte țări, se micșorează de la o zi la alta. Potrivit statisticilor, în țara noastră se taie câte 3 hectare de pădure la fiecare oră, iar zilnic sunt defrișate 73 de hectare forestiere. Pentru a conștientiza importanța pădurilor, Moldova, la fel ca și alte țări, marchează Ziua Internațională a Pădurilor. În orașul Sângera, din municipiul Chișinău, sunt peste 70 de hectare de păduri. În acest an, autoritățile locale preconizează să sădească peste 2000 de copaci. Însă, până atunci, au loc lucrări de salubrizare a suprafețelor forestiere. Lemnul deja care îl colectăm după, da, după salubrizarea asta igienică, îl depozităm și îl ducem la persoane social vulnerabile de la noi din teritoriu. Anul trecut am dus în jur de 20 de metri cub de lemn la persoane social vulnerabile. Potrivit Ministerului Mediului, până la sfârșitul acestui an va fi lansat Programul Național de Împădurire. În acest mod vor fi reduse defrișările, dar și va fi îmbunătățită calitatea mediului. În plus, autoritățile și-au propus să sporească suprafața terenurilor împădurite cu aproximativ 10.000 de hectare pe an. Asta înseamnă că noi ar trebui să ne dublăm suprafața de păduri. În paralel, suntem în discuții cu diferiți parteneri pentru a atrage și resurse financiare pentru a finanța acest program. Suntem și în proces de identificare a terenurilor unde putem să împădurim, suntem în comunicare cu autoritățile publice locale. Dacă punem baza bună astăzi, știu, în 10 ani, 20, 50, sute de ani vom avea păduri sănătoase. Deci avem două, uitați, avem o balanță, așa, două momente importante. Ceea ce este acum, să gestionăm bine și trebuie să mai mărim. Și atunci vom căpăta în timp, vom căpăta, deci vom avea o țară cu o suprafață din pădure, zicem, 15% cel puțin. În Republica Moldova sunt peste 400.000 de hectare de pădure.